Comunicatul transmis de instituție precizează, începând cu 14 februarie la Facultatea de Drept a Universității din București, vă puteți întâlni cu trecutul documentar al țării, așa cum s-a reflectat 190 de ani în pagini de monitor oficial, caz singular în presa românească, apariție neîntreruptă. El este complet armonios cu trecutul instituției, care, în afară de publicarea foii oficiale, însemna și apariția părții neoficiale, deosebit de interesante din perspectiva anunțurilor conținute. De dezbateri parlamentare, știri din străinătate, critică literară și de teatru, dizertații științifice și istorice, anunțuri judiciare, reclame la firme de lux, chiar și anecdote. Expoziția va putea fi vizitată și în cadrul altor instituții.